Zi cu ghinion pentru două femei care se aflau pe trotuarul ce duce spre supermarketul de pe strada Sfânta Vineri din municipiul Zalău. Un tânăr în vârstă de 36 de ani din Zalău conducea autoturismul pe strada Sfânta Vineri din municipiu și, datorită neatenției la efectuarea virajului la stânga, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe trotuar, unde a accidentat două femei de 29, respectiv 35 de ani, ambele din Zalău. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Victimele au fost preluate de un echipaj SMURD, o ambulanță și transportate la UPU Zalău în vederea acordării de îngrijiri medicale.